Cuvântul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Anul 2020 ne-a învățat să ne îndeplinim misiunile ce ne revin într-un mediu cuprins de o pandemie ce a făcut istorie. Ne-am antrenat în continuu și nu am încetat să participăm la exerciții militare, antrenamente și salturi cu parașuta. Pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul cetățenilor, recondiționarea tehnicii militare a fost una dintre prioritățile noastre în anul de instrucție 2020. Și geniștii militari au fost în acțiune lichidând mii de obiecte explozive. Au muncit cu dăruire, indiferent de condițiile climatice, pentru siguranța cetățenilor. Tot în 2020 am învățat că viața poate fi dură uneori sau poate chiar fi altfel. Am pierdut camarazi de arme, continuăm să fim izolați de cei dragi, cu respectarea distanței fizice, cu ceremonii de absolvire și de depunere a jurământului militar fără prieteni și părinți, cu studii la distanță și sărbători petrecute în cazarmă. Lăsăm în clepsidra timpului un an greu, care sperăm și avem toată încrederea că va deveni istorie. Și fie ca noul an să ne aducă 2021 de motive de bun augur întregii societăți. Bună ziua și bine v-am găsit în ultima ediție a Scutului din acest an. Noi, Ludmila Solomon și regizoarea Domnița Jechiu, vă dorim audiție plăcută. În ajunul sărbătorilor de iarnă, împreună cu ministrul apărării în exercițiu, Victor Gaiciuc, aceștia au mers în vizită oferindu-le elevilor daruri, hăinuțe călduroase și dulciuri. În semn de recunoștință, copiii au prezentat un program artistic cu tematica sărbătorilor de iarnă. Ministrul în exercițiu, Victor Gaiciuc, a avut doar cuvinte de laudă la adresa copiilor. Voi când ați creșteți mari, o să fiți toți artiști. Eu vreau să spun că sunteți niște copii extraordinari. Sunteți bravo, un concert de suflet. Mi-a plăcut foarte mult. Eu o să transmit la Ministerul Culturii, sau Ministerul Educației și Culturii, că la Cărpinieni sunt niște fete și niște băieți care cânt foarte bine. De aceea noi, colegii noștri, toți împreună am hotărât ca să mânăm câteva cadouri. Școala de tip internat pentru copii orfani și cei rămași fără îngrijirea părinților din satul Cărpineni, Hâncești, se află sub patronajul Ministerului Apărării de la începutul anilor 2000. Unitățile militare ale Armatei Naționale au îmbrăcat straie de sărbătoare. Astfel, brazii din curte și din odăile cazarmelor au prins multă culoare. Militarii au reușit să confecționeze manual diverse elemente tematice care le trezesc amintiri legate de farmecul sărbătorilor acasă. Despre cum au decurs pregătirile tinerilor ostași pentru Crăciun și Revelion aflăm în reportajul ce urmează. Mesaje pe fulg de nea. În brigada Ștefan cel Mare, spre exemplu, atmosfera de Crăciun se simte încă de la punctul de control. Ostașii l-au decorat cu luminițe, iar la geam au atârnat fulgi de hârtie. De asemenea, imediat ce pășești pe teritoriul unității, te întâmpină un brad de toată frumusețea, împodobit cu diverse jucării, luminițe și ghirlande de culoare albastră și gri. Până și cazarmele au fost decorate cu luminițe, brăduți, ghirlande de hârtie colorată,
arată și fulgi aranjați cu gust pe sticla geamurilor. Despre confecționarea principalelor elemente decorative ne vorbesc înseși soldații. Sunt soldat clasă 3 a Ghețiu, Vecislav. Recent am avut posibilitatea să aducem în brigada 2 infanterie motorizată atmosfera de sărbători. Împreună cu camarazii mei am împodobit pradul de Crăciun. În timpul liber am confecționat lănțișoare din hârtii colorate și ne-am adus aminte de vremurile de la școală. Chiar dacă nu suntem acasă alături de părinți, sunt sigur că ne vom simți bine și aici, împreună cu unitatea militară. În timp ce noi împodobeam încăperile, alți camarazi împodobeau brazii din curte. Acum, într-adevăr, în brigada noastră se simte atmosfera de sărbători de iarnă. Sunt soldat clasă 3 pilot, Pavel. Am ocazia să sărbătoresc o dată în viață anul nou în Armata Națională. Desigur că era bine și acasă, dar o dată în viață avem posibilitatea că să sărbătorim anul nou și în armată. Lângă camarazii noștri, cu comandanții noștri direcți, este un sentiment de nedescris. Am avut grijă să amenajăm încăpierile fiecare după gustul său. Am amenajat și cu luminițe, am participat la decorații pe holul cazărmii, în cazarmă. În exteriorul cazărmii am împodobit și bradul ca să avem și noi atmosferă era de Crăciun, cum au și alți oameni din afara armatei. Sunt soldat clasă 3 Stângu. Când eram acasă, înainte de anul nou, de sărbătorile de iarnă, trebuia cu familia să împodobim bradul sau să împodobim casa. Am încercat odată să împodobesc bradul și atunci, ca cel mai înalt din familie, mama m-a rugat să mă sui în vârful bradului, spun steluța și am stricat jucărica și mama m-a certat și n-am mai avut posibilitatea să împodobesc bradul. Din acea zi, mama mereu mă pune doar numai să împodobesc casa cu luminiți, jucării, tot ce-i mai sus în casă, numai nu bradul. Acum, făcând serviciu militar în armată, am dorit să împodobesc bradul și atunci tot. Am reușit fiind la ședință, când venind de ședință în cazarmă, am văzut deja bradul a fost împodobit de către camarazii mei și domnul major m-a pus responsabil să pun o miniță doar prin cazarmă pe sus. Mă rog mult la Dumnezeu la anul să pot eu împodobi un brad cu familia, să pun vreo două jucării pe brad. Sărbătorile din acest an vor avea un farmec aparte, ne spun militarii. Departe de localitatea natală, dar și în condiții pandemice, tinerii veniți la Cătănie vor trăi un început de an nou altfel. Dacă în unitate băieții vor sărbători într-un nou colectiv, aceștia oricum au avut grijă să aline și dorul celor dragi de acasă, prin scrisori. După cum au promis cei din conducerea unității militare, răvașele vor ajunge la destinație. Ce mesaje au scris familiei, aflați în continuare. Salut, tată! În această zi minunată, vreau să te felicit cu ocazia sărbătorilor de iarnă care în curând ne bat la ușă. Fie că anul care vine să se aducă noi realizări de care să ne bucurăm împreună. Fiecare dintre noi greșește, iar acum avem posibilitatea să ne schimbăm, să învățăm din lecția trecutului. Îmi pare rău că în acest an de Crăciun și Revelion nu sunt alături de tine și sper să fie pentru ultima dată. Viața e o carte, iar armata este doar o pagină din ea, pe care o continui să o citesc, devenind astfel un alt om. Mai serios, mai responsabil, mai deștept și mai punctual. Am multe să-ți povestesc despre armată. Mi-ar trebui zile întregi să scriu. Așadar, păstrez în suflet toate amintirile legate de aceste două luni de armată. Când am să vin acasă, am să-ți povestesc despre viața de cazarmă. Până atunci, te asigur că sunt bine, sănătos, îndeplinesc toate cerințele puse de superior și țin să fiu un soldat responsabil și bine pregătit. La mulți ani, tată, sărbători fericite. Te salut, bărbătește, al tău scump fecior. Владимир. Dragă mamă, te felicit cu noul an 2021, care deschide porțile spre un nou hotar. La moment știu că ești acasă, cu masa plină de bucate în jur cu cei dragi, nouă. Și vă doresc ca în această zi frumoasă și deosebită să vă puneți noi scopuri mărețe, îndeosib tu, surioarea mea mult iubită. Să lupți indiferent de greutăți, mereu cu zâmbetul pe buze, care mă orbește și care face să mă simt cel mai mândru frate. Eu cred în voi și mă cred și în spiritul de sărbători. Cu magia sa care adună familiile din orice colț al lumii pentru a deschide șampanie și a ura de bine. Cum vă veți simți în aceste zile, așa să vă fie tot anul. Da, știu, îmi duceți lipsa, dar și eu simt la fel. Și nu îmi pare rău de alegerea mea, de a îndeplini serviciul militar, cum a spus și ghidul meu, tot ce se face, se face spre bine. Sărbători fericite, cu drag militarul în termen, soldat apostol Cristian.
Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, așa cum suntem cu toți în ajunul sărbătorilor de iarnă, eu militar în termen soldat Apostol Cristian, vă doresc să închideți anul cu zâmbete, dansuri și urări de bine. Anul 2021 să fie fereastra voastră spre noi posibilități și scopuri măreții cu care să fiți mândri de abilitățile voastre. Iubiți pe cei dragi și stimați pe cei nevoiași. Sărbători fericite! Dragi părinți, vă urez multă sănătate și fericire cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Vreau să vă spun că la mine totul este bine. Înțeleg că vă este dor de mine, cum și mie de voi, dar serviciul militar este o etapă în viață care trebuie îndeplinită. Sunt bucuros că am nimerit într-o unitate militară unde există înțelegere și prietenie. Mă înțeleg foarte bine cu camarazii mei și ne ajutăm reciproc. Ofițerii se comportă foarte bine cu noi, ne învață multe lucruri militarești și ne susțin în momente grele. Mi-aș dori ca pe viitor să devin militar prin contract, să pot să mă împărtășesc cu cunoștințele mele acumulate altor viitori militari în termen. Mă bucur că acest an se termină cu multe realizări pozitive. Vă mulțumesc că mă încurajați de fiecare dată când vorbim. Sper că la voi totul este bine și în casă domină pacea și înțelegerea. Sunt sigur că sunteți mândri de mine cum ați fost și până acum. Îmi pare foarte bine că am fost educat de așa părinți minunați. Cu mult drag al vostru fecior Slavic. Bună ziua, dragă mea familie! În primul rând vreau să vă felicit cu anul nou. Este o sărbătoare foarte importantă pentru noi. Cu acest prilej, te felicit, dragă mea mamă. Din cauza pandemiei, eu nu am avut posibilitatea să te văd. Dar eu știu că Revelionul este o sărbătoare magică și sper că în anul 2021 iarăși să văd zâmbitul tău, mamă. Totodată să-mi cuprind frații și surorile. Vreau să te felicit și pe tine, bunica mea. Să-ți zic mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și familia mea. Îți doresc să fii sănătoasă și plină de puteri. Vă felicit și pe voi, dragi și scumpi surori. Eu sunt mândru de voi și vă mulțumesc pentru că sunteți întotdeauna lângă mine și mă susțineți de fiecare dată. Regret că nu sunt lângă voi, dar asta nu pe mult timp. În curând a să vin acasă, iar viața vă prinde mai multe culoare. Cu drag, scumpul vostru ficior, frate și nepot Andrei. Ați audiat fragmente de scrisori ale ostașilor din Brigada Ștefan cel Mare adresate familiilor. Deschideți ușa! Vin colindătorii! Colindele sunt o parte importantă a spiritului de Crăciun. Un grup de studenți ai Academiei Militare au adus ambianța sărbătorilor de iarnă în incinta Ministerului Apărării. Tinerii au distins atmosfera respectând tradițiile transmise din generație în generație. Încă din cele mai vechi vremuri se spune că e bine să primim colindători, pentru că urarea lor aduce noroc pentru tot anul înainte. După ce colindătorii au terminat de cântat, gazda le-a oferit dulciuri și a îndemnat viitorii ofițeri să pășească pragul instituției și în anul ce vine. În continuare, ne delectăm cu atmosfera feierică a sărbătorilor de iarnă creată de studenți. Din Academia Militară, lângă gara feroviară, direct de pe Caltei, cu cel mai curajoși plăcări, ia-le-mi-nă-ți, măi! Opriți plugul, dragi studenți, și mândria să aveți! Azi le spunem tuturor, sângele de tricolor! Să trăiți, să înfloriți și nici când să nu îmbătrâniți! Și cu spor în toate, chiar la toate mesele, numai inimi vesele. Să trăiți mulți ani, spaimă în dușmani, viață lungă, bani în pungă, pe tot anul să vă ajungă. Firicel de busuioc, Domnul să vă dea noroc, firicel de rasomie, Domnul să vă dea bucurie, firicel de minte creață, Dumnezeu.
viață. Să trăiți, să înfloriți, ca merii, ca perii, în mijlocul primăverii și ca toamna cea bogată, cu beșug îndestulată. Anul nou de azi cu bine, fie Domnul în ajutor, casele să fie pline, cu noroc și viitor, bucurie, sănătate, să vă Domnul vă dorim. La anul și la mulți ani! În Ministerul Apărării, să vă urăm doar toate cele bune. Vă mulțumim pentru susținerea dumneavoastră și vă dorim mult succes în continuare și să fiți mereu alături de noi. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Bilanțul activității Armatei Naționale pentru anul de instrucție 2020 și sarcinile principale pentru 2021 au fost discutate la ședința Colegiului Militar desfășurată la Ministerul Apărării. Agenda întrunirii a cuprins și subiecte privind asigurarea cu spațiu locativ a militarilor prin contract ai Armatei Naționale, necesitatea stabilirii direcțiilor principale de efort pentru gestionarea situației epidemiologice legate de lupta cu pandemia COVID-19 în armată, dar și asigurarea pregătirii permanente pentru acordarea sprijinului la necesitate autorităților civile cu forțe și mijloace stabilite în acest context. Ministrul Apărării în exercițiu Victor Gaiciuc, care a prezidat Colegiul Militar, a menționat că temele abordate în cadrul ședinței sunt importante pentru asigurarea eficientă a derulării procesului de dezvoltare a Armatei Naționale, precum și protecția socială a militarilor. La final, pentru merite deosebite în activitate, un grup de militari a fost decorat cu distincții ale armatei, iar câteva unități au primit certificate de apreciere. Devotamentul față de țară, profesionalismul, camaraderia și spiritul de echipă al efectivului militar și civil sunt doar câteva caracteristici definitorii ale armatei care ne-au ajutat să facem față tuturor provocărilor acestui an. Deloc ușor. În contextul încheierii anului de instrucție și pentru că ne aflăm în sânul sărbătorilor de iarnă, ministrul apărării în exercițiu Victor Gaiciuc vine cu un mesaj de felicitare. Anul 2020 a fost un an plin de provocări, greutăți pentru militarii Armatei Naționale și pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dar, în pofida tuturor greutăților, am reușit să ne instruim atât acasă, cât și peste hotarele țării, inclusiv în misiunea de menținere a păcii din Kosovo, pe continentul african. Dar cel mai important în viziunea mea este că am izbutit să ajutăm oamenii în țara noastră. Am ajutat la lichidarea consecințelor calamităților naturale din Comrat. Am monitorizat și supravegheat circulația persoanelor și transportului în localități din raioanele Clodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Soroca, Iedeniț, Cahul, aflate în carantină. Am participat la amenajarea centrului de triere COVID de la Moldexpo și ne-am implicat activ în campaniile de donare a sângelui și plasmei pentru pacienții bolnavi. În schimb, am primit recunoștință și încredere cetățenilor, fapt care ne onorează și ne bucură. Vreau să mă adresez părinților, ostașilor și studenților militari care se instruiesc în regim de carantină. Știu că dorul este prea mare, dar siguranța și sănătatea copiilor noștri este o prioritate pentru conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale. Dar vreau să vă asigur că ei au condiții bune de trai și studii. Iar acum, în ajunul sărbătorilor de iarnă, vor avea parte de mici surprize din partea comandanților, în așa fel încât să simtă magia Revelionului. La fel, țin să mulțumesc întregul efectiv de militari în termen și pe contract, dar și angajaților civili pentru profesionalismul, disciplina, dedicația cu care v-ați îndeplinit misiunile în acest an. Dragi prieteni,
Sperăm că anul 2021 ne va aduce bucurii. Va fi unul prosper pentru militarii Armatei Naționale, dar și pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dumneavoastră puteți conta pe noi și mai departe întotdeauna. Întotdeauna vom fi gata să vă ajutăm. La mulți, mulți ani, Crăciun fericit! La microfon a fost locotenent Ludmila Solomon și regizoarea Domnița Jechiu. Fie ca bucuria și liniștea sfintelor sărbători să vă însoțească pe tot parcursul anului ce va urma. Toate bune până la următoarea audiție. La revedere!